care ar trebui să fie misiunea acestei conduceri pentru următoarea Pentru perioada următoare, misiunea acestei conduceri este să reușească să țină echipa unită, să reușim să păstrăm majoritatea, pentru că avem un program de guvernare care trebuie dus la capăt. Care ar fi punctul dumneavoastră de vedere legat de numirea domnului Paul Stănescu ca președinte executiv al PSD? Era persoana cea mai, să zic, cea mai credibilă pentru această funcție, pentru că, așa cum știți, e aproape un an de zile de când organizația OL prin vocea domnului președinte Paul Stănescu am tot vorbit despre un management defectuos la nivel de conducere centrală a partidului. Iată că au venit alegerile europarlamentare care ne-au demonstrat acest lucru. PSD a coborât de la 46% la parlamentare la 23%, practic am pierdut jumate din procentele pe care le-am avut. Asta se datorează unui program de guvernare prost, pentru că, așa cum știți, s-au făcut foarte multe lucruri bune în țară, se datorează unui management defectuos, unei proaste comunicări și, bineînțeles, și alte lucruri care țin de bucătăria internă a unui partid. Lucrurile acestea cred că trebuie schimbate. Noua conducere credeți că va reuși